Acum două săptămâni, într-o emisiune, fiind invitat la emisiunea Cutia Neagră plus procuror general, domnul Munteanu, spunea despre faptul că, din păcate, finanțarea ilicită acestor acțiuni, da? ceea ce numim noi grupul ușor, finanțarea se face nu doar din Federația Rusă, dar indirect banii vin din Uniunea Europeană. Deci, eu vreau să vă spun că formele de finanțare sau modul de introducere a mijloacelor financiare pe teritoriul Republicii Moldova sunt sub diferite forme, care trebuie să recunoaștem că până la momentul ca să elucidăm unele mecanisme, trece ceva timp ca să vedem noile mecanisme implementate. Ce ele schimbă? E bine, haideți, le schimbă, dar noi am reușit până la moment să stabilim și să elucidăm marea majoritate a formelor de introducere a mijloacelor financiare în țară. Noi am văzut chiar și acea etapă când se încerca, prin prisma așa numită legală, să argumentez că persoana introduce până la 10.000 de euro, că este o formă legală fiecare persoană, dar am elucidat într-un final. Că, de fapt, este o contrabandă în interesul unei organizații criminale, uh -huh. și acesta nu este nici ca acum un scop nobil, dar este o formă de introducere camflată a banilor, unde au fost ridicați acești bani. Exact ce alte forme vreau să vă asigur că sunt documentate. Uh -huh mergând chiar spre diferite categorii sociale de persoane sau care au anumite statute în religioase sau alte categorii. Noi vedem că formele de introducere a banilor există, dar Adică chiar și prin cultele religioase vin bani pentru aceste acțiuni ilegale. Nu este un secret că cel puțin 15-20 de fețe bisericești au fost documentați de poliție că au beneficiat de astfel de mecanisme și au mers în regiunea Transnistriană, ca să ridice sume financiare din aceste conturi și carturi. Banii ăștia ei ridicau pentru ei sau și pentru a împărți la alții? Inclusiv și pentru ei, inclusiv și pentru a împărți. Deci sumele echivalează separat. Aceste fețe bisericești, pentru că din, cumva, din uh, informația publică s-a creat percepția că de fapt ei sunt loiali federației ruse mai degrabă decât lui Ilanșor. Ei au și niște stat, au un statut în această organizație, ei au și Eu activitate politică, dacă Eu nu să vreau așa. să cred acest lucru, ar fi poate că și eronat de a da o apreciere acestui lucru. Eu sper că se face din interesul financiar pentru anumite aspecte, dar nu vreau să dau apreciere eu acțiunilor lor. Important este că noi am documentat intențiile și scopurile care au materializat introducerea acestor sume financiare. În rest, rămâne pe fie fiecăruia dintre noi ca să, să acționeze mai departe. Dar, uh, uh, ce dar vreau sumele să... despre care vorbiți dumneavoastră că le-au introdus aceste fețe bisericești. Deci nu vorbim de introducerea desficeți. în cash, e aceeași formă, dar la fiecare transfer e echivalat de la 500 la 800 de euro transferul în dolari. Și cât de des se fac transferul Lunar. Adică, o dată în lună, fiecare dintre acești exact. prioți primește între 500 și 800... de euro primeau... În, iată, în regiunea Transnistrian. Ei primeau pe cardul PSB uh -huh. Bank. Da, dar deci. mergeau uh -huh. pentru a-i extrage în regiunea Transnistrian.